În primul rând, suntem foarte fericiți că alături de copiii de la Școala Pufan sunteți și voi alături de noi. Chiar în numele Aquatim, mulțumim mass media că e atât de interesată de acțiunea noastră de suflet. Așa vestim noi primăvara și știți foarte bine că de vreo 5 ani am găsit, zic eu, această modalitate caldă. Apropo de gerul de afară, am găsit această modalitate caldă de a mai îndulci sufletele oamenilor, clienților noștri care ne trec pragul, pentru că vin și cei care vin să vadă operele de artă, micile opere de artă ale copiilor și clienții care vin să-și plătească facturile la Aquatim. E o acțiune la care ținem, deci, foarte mult. Copiii vin an de an, fie de Crăciun, fie de Paști. Acum, într-adevăr, aici avem o dilemă. Astăzi ce sărbătorim, primăvara sau iarna, dar categoric sărbătorim venirea primăverii cu obiecte confecționate de ei. Avem mărțișoare, avem decorațiuni de primăvară, avem bucurie, avem frumusețe. Avem tot ce ne trebuie. Mulțumim frumos! Am venit așa cum venim în fiecare an, să sărbătorim venirea primăverii. N-am adus noi zăpada, deci asta nu. Noi am adus mărțișoare, obiecte decorative făcute din praf ceramic, sticlă, materiale reciclabile. Deci toate lucrate și pictate de copii. Unul dintre pictorii noștri de bază este aici. Din păcate, copiii fiind cu deficiență de auz, nu putem decât în limbajul semnelor să vorbim cu ei. Dar îi puteți întreba că vă înțeleg. Știu să citească și de obicei cu banii strânși, bineînțeles, sărbătorim în primul și în primul rând lucrătorii noștri, după care, evident, copiii din școală, din ce am mai adunat, s-au organizat tot felul de activități, inclusiv excursii. Au fost copiii chiar anul ăsta, la începutul anului, la Peștera Urșilor, de exemplu. Adică mici bucurii pe care practic și le fac singuri prin munca lor. Vrem să arătăm că, în primul și în primul rând, deficiența de auz nu înseamnă deficiență. Mergem pe, adică deviza noastră, să zic așa, este eficient, nu deficient.